Frați români, stimați invitați, onorată asistență, dăm știre țării și lumii jurământul către țara al domnitorului nostru Alexandru Ioan Cuza. Iubind deopotrivă pe cel ce m-a iubit și pe cel ce m-a urât, neavând dinaintea ochilor mei decât binele și fericirea nației române. Așa Dumnezeu și compatrioții mei să-mi fie într-o ajutor. Că România... Această zi pentru noi mergidieni și pentru toată România. În primul rând pentru toată România și în mod special pentru Medgidia, pentru că Medgidia Dobrogea face parte din perioade istorice de unire. Astăzi sărbătorim 158 de ani de la unirea, mica unire a principatelor române, Moldova cu țara românească. Nu avem dreptul să uităm istoria. Un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un părinte care nu-și cunoaște, ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Iar noi avem obligația să ținem vie aceste momente istorice, ce suntem și noi ca și rezultat a acelor perioade istorice, dar să nu uităm că avem și obligația să construim pentru copiii noștri o societate curată, liberă, în care să fim și noi sărbătoriți sau comemorați la momentul la care vom trece neființă, că ne-am făcut datoria pe toată perioada în care am fost sau nu în funcții publice sau ca simpli cetățeni.